Bine v-am regăsit! Să revedem întrebările de data trecută. Am făcut această fotografie în munții Apuseni, în seara unei zile apropiate de echinocțiul de primăvară. În acea seară, soarele a apus în locul marcat de săgeata S. Săgețile A și B marchează locurile în care apune soarele, văzut din același loc, evident, în alte două zile, să le spunem ziua A, respectiv ziua B. Evident, zilele A și B sunt despărțite în timp de mai multe luni. Vă voi pune trei întrebări care au legătură cu această fotografie. Prima. Unde va apune soarele întâi? În locul marcat de săgeata A sau în locul marcat de săgeata B? A doua întrebare. În care dintre zilele A și B temperatura medie în România va fi mai mică? Și a treia întrebare. Dacă fotografia ar fi fost făcută la echinocțiul de toamnă, care dintre primele două întrebări ar fi avut răspunsul diferit? Când toată lumea știe ceva, de obicei nu-i chiar așa. De pildă, toată lumea știe că soarele răsare la est și apune la vest. Nu degeaba îi se spune estului și răsărit și vestului apus. Numai că, strict vorbind, acest lucru este adevărat doar la echinocții, adică în 20-21 martie, când are loc echinocțiul de primăvară, respectiv 22-23 septembrie, când are loc echinocțiul de toamnă. Locurile în care răsare, respectiv apune soarele, se deplasează 6 luni spre nord și 6 luni spre sud, trecând prin est, respectiv vest, la echinocții. Și tocmai de aceea, arcul de cerc, vedeți în desen, pe care îl descrie soarele vara, în emisfera nordică, este mult mai mare decât arcul de cer pe care îl descrie soarele pe cer iarna. De aici încolo voi descrie fenomenele așa cum se petrec ele în emisfera nordică, în emisfera în care locuim. Începând cu solstițiul de vară, adică 20 sau 21 iunie, și puteți urmări lucrurile pe acest desen, data la care soarele răsare, respectiv apune în cele mai nordice puncte, în fiecare zi, locurile de răsărit, respectiv apus ale soarelui, se deplasează câte un pic spre sud. Și la solstițiul de iarnă, 21-22 decembrie, ele ajung în cea mai sudică poziție. Apoi din nou se vor deplasa spre nord și așa mai departe. Puteți vedea arcele descrise de soare pe cer la solstiții și echinocții în acest desen. Iar aici puteți observa traiectoriile soarelui pe cer iarna și vara, cam așa cum se văd din țara noastră. Cât de mult se deplasează locurile în care răsare, respectiv apune soarele, de o parte și de alta a estului, respectiv vestului, sau cu alte cuvinte, amplitudinea acestei mișcări, depinde de latitudinea locului din care facem observația. Cu cât suntem mai departe de ecuator, cu atât amplitudinea acestei mișcări se face mai mare. Iar dacă suntem dincolo de cercurile polare, acolo există locuri în care vara soarele nu apune niciodată, iar iarna soarele nu răsare niciodată, ceea ce înseamnă că acolo locurile de răsărit, respectiv apus ale soarelui, se deplasează de la nord până la sud. Am explicat de ce se întâmplă toate astea în clipul Anotimpuri din playlistul Lumea nu este cum crezi, găsiți linkul în descriere. Acum putem răspunde la întrebările noastre, să revedem fotografia. Deoarece fotografia a fost făcută în jurul echinocțiului de primăvară, înseamnă că locul în care apune soarele, marcat pe fotografie cu săgeata S,
este vestul. Și mai înseamnă că săgeata A este la sud față de vest, iar săgeata B este la nord. Dacă este echinocțul de primăvară, înseamnă că începe primăvara astronomică, urmează în timp primăvara și apoi vara. Ceea ce înseamnă că locul în care apune soarele trebuie să se deplaseze în perioada următoare spre nord. În fiecare zi, cât un pic tot mai spre nord, pentru că ziua se face tot mai mare. Deci răspunsul la prima întrebare, în care loc va apune întâi soarele, este în B. Pentru că B este la nord față de vest, iar A este la sud. A doua întrebare a fost legată de temperatură, și anume în ziua A sau în ziua B, temperatura medie din România este mai mică. Dacă în ziua B soarele apune la nord față de vest, înseamnă că ea face parte dintr-o perioadă a anului în care ziua este mai lungă decât noaptea. Și pentru că în întrebare am precizat faptul că între zilele A și B este o durată de multe luni, înseamnă că ziua B urmează la 2-3 luni după echinocțiul de primăvară. Și asta înseamnă că este o zi de vară sau, cum a spus domnul Dumitru Antonie în răspuns, poate o zi de primăvară târzie. În schimb, în ziua A, soarele apune la sud față de vest, ceea ce înseamnă că această zi este într-o perioadă a anului în care noaptea este mai lungă decât ziua. Și făcând același raționament ca mai înainte, este cu cel puțin 2-3 luni înaintea echinocțiului de primăvară, ceea ce înseamnă că este o zi de iarnă. Și cu toate că, din cauza încălzirii globale, avem tot felul de tulburări meteo și climatice, încă n-am ajuns, slavă Domnului, să avem zile din decembrie sau ianuarie cu temperaturi medii mai mari decât zile din iunie sau iulie. Așa că răspunsul corect este temperatura medie este mai mică în ziua A. Dacă fotografia ar fi fost făcută în jurul echinocțiului de toamnă, ca să răspund acum și la ultima întrebare, atunci ziua A tot o zi de iarnă rămânea, iar ziua B tot zi de vară, deci n-are de ce să se schimbe răspunsul la a doua întrebare. În schimb, dacă era echinocțiul de toamnă, punctul în care apune soarele s-ar fi deplasat spre sud, ceea ce înseamnă că soarele ar fi apus prima dată în punctul A. Deci s-ar fi schimbat răspunsul la prima întrebare. Au dat toate trei răspunsurile corecte Dumitru Antonie, Daniela Carmen Băluță și Dan Dinescu, iar Maniura Antonio a dat două răspunsuri corecte. Bănuiesc că s-a grăbit cu răspunsul la ultima întrebare. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare și acum să trecem la întrebările de azi. Presupuneți că aveți două baghete metalice cilindrice, așa cum vedeți în desen, identice ca dimensiuni, formă, greutate, culoare, adică două baghete pe care nu le puteți deosebi una de alta. Dacă le apropiem, simțim o forță de atracție. Chiar dacă o rotim pe una, tot atracție simțim. Chiar dacă le rotim pe amândouă, tot atracție simțim. Deci, indiferent în ce poziție sunt, dacă le apropiem, simțim o forță de atracție. Asta înseamnă că una este magnet, iar cealaltă este nemagnetizată, dar confecționată dintr-un metal sau aliaj cu proprietăți magnetice, adică în fizică spunem un material feromagnetic. Materialele care pot interacționa puternic prin câmpuri magnetice se numesc feromagnetice. Să presupunem deci că știm doar atât, că una dintre baghete este magnet, iar cealaltă este o bucată de fier. Și acum prima întrebare. Cum putem afla, fără să folosim nimic altceva în afara celor două baghete, care este magnetul și care este fierul? A doua întrebare. Avem voie să folosim
orice fel de corpuri, cu condiția să nu fie magneți sau să nu fie confecționate din materiale ferromagnetice. Dar nu avem voie să apropiem baghetele de data asta. În acest caz, putem afla care este magnetul și care este fierul. Și a treia întrebare, deoarece avem un magnet și o bucată de fier, nu avem decât forțe de atracție. Presupunând că avem voie să facem ce vrem, fie cu fierul, fie cu magnetul, putem obține o forță de respingere. Vă doresc succes! La revedere!